Muzeul de Artă din Satul Mare va găzdui de mâine expoziția retrospectivă a sculptorului Vasile Coter, intitulată Convulsii și Rosturi. Expoziția reunește la un loc peste 100 de lucrări din lemn, dar și din os, la care artistul a lucrat în ultimii ani de zile. Deschiderea expoziției va avea loc la ora 16 și sunt așteptați artiști plastici, sculptori, reprezentanți autorităților locale, dar și elevi care doresc să urmeze același drum ca sculptorul carean.